Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani a dispus trimiterea în judecată a unui medic din comuna Avrămeni. CR este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri și fals intelectual. Într-un comunicat publicat pe pagina Tribunalului, se arată că societatea RSRL, RS cu sediul social în Avrămeni, este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de obținere ilegală de fonduri. Un alt medic din municipiul Botoșani, RC, este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la obținerea ilegală de fonduri și fals intelectual. S-a reținut că în perioada 29 iunie-9 decembrie 2016, în calitate de medic de familie, inculpata CR a întocmit un număr de 12 facturi fiscale false care atestau serviciile de bază și serviciul de permanență neefectuate în fapt de către un medic din cadrul SCRS-SRL, fiind astfel de de la Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani plăți în quantum de 161.009,48 de lei prejudiciu recuperat. you <laughs> În aceeași perioadă, inculpata SCRS-SRL a folosit și prezentat la Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani cele 12 facturi false pentru a primi aprobările necesare acordării finanțărilor din fonduri publice cu titlu de decontări, încasând suma de 63.391,91 de lei. De asemenea, în baza biletelor de trimitere și a rețetelor compensate false, a decontat internări, servicii medicale clinice și paraclinice și rețete compensate în sumă de 72.370,11 lei. Se arată într-un comunicat de presă publicat de parchetul de pe lângă tribunalul Botoșani. Tot în același interval de timp, RC, în calitate de medic rezident cu activitate supravegheată, a introdus în sistemul electronic al Casei de Asigurări de Sănătate Botoșani consultații neefectuate în fapt. Întocmind un fals în documentele medicale cu numele și parafa unui medic din cadrul SCRS-SRL, în baza cărora au fost deconectate de către Casa de Asigurări de Sănătate servicii medicale pentru serviciul de permanență în sumă de peste 63.000 de lei, respectiv internări, servicii medicale clinice și paraclinice și rețete compensate în sumă de aproximativ 72.000 de lei.